Din nou în direct pentru partea finală a emisiunii de astăzi. Eram cu discuția pe rezultatele obținute, dar mai ales pe remarcații acestor prime etape, pentru că, slavă Domnului, aveam remarcații. Iar primul dintre remarcați, dacă săptămâna trecută tot în cadrul acestei emisiuni discutam despre un remarcat la fotbal care între timp a și înscris pentru echipa națională a României de tineret, e vorba de Sebi Nechita, și se așează pe culoarul pe care îl prevestea oarecum antrenorul echipei, juniorul domnul Bogdan Pantea. Astăzi îl remarcăm pe Svetcu, Svetcu Alexandru, unul dintre jucătorii care mi-ați remarcat și acum un an, și acum doi ani, cu alte cuvinte, un talent, un caracter deosebit. Da, ținând cont că are 14 ani și joacă la Under 16 de vreo 2 ani, cheamă și titular, deci nu le-a... Deci nu că l-a spus acolo că... Titular incontestabil, nu-l schimbăm deloc, deci joacă tot meciul. Da, dacă a fost felicitat... N-aveți alt portar, am înțeles. Avem, da. Avem, cum nu avem? Trebuie să avem doi portari, dar Denis fiind mai bun, celălalt intră în caz de accidentare, dar mulțumesc. E și rezistent. Da, rezistă, nu e... Nu s-a accidentat încă. În rest mai avem, îl avem pe Oliver, care a jucat la Galați. Vă spun pe ăștia care au fost la loturile naționale astă vară. Deci, Svetcu a fost la lotul de portari. Avem doi la lotul de 18 ani, Petrovici Eric și cu Rizac, tot Eric îl cheamă, la lotul de 18. După aia Petrovici Oliver, Cușnir Teodor și Svetcu, așa tot la 16 ani sunt. Mai nou a apărut, da, de acolo Ana Maria. Cum? Da. Avem o fată care... Nu știu ce se întâmplă la fete sau că am retras așa, este lipsă de fete, dar fata e talentată. Deci ea mi-a spus antrenorul Pogăceanu, care este antrenorul lotului, îi pare rău că nu are 15 ani împliniți pentru că ar folosi-o anul acesta la campionatul mondial, unde este în Islanda, se dispută. Nu ai voie să... Poftim, îi... repetați, vă rog frumos. Da, deci, pe Ana Maria, da? Da. Antrenorul echipei naționale a României, nu, da, o ia pentru că e mai mică cu un an? Ea o să fie chemată la pregătire. Vrea să o legitimeze la echipa lui Triumf București. Da. Nu se joacă tot așa meciurile sâmbătă, duminică, nu o să se suprapună cu jocurile noastre și are voie. Ea are voie să joace la băieți în campionat, iar la noi joacă, poate să fie cu 2 ani mai în vârstă, de aia săracă e cu 2 ani mai mic. Are 14 ani și joacă la Under 16. Și joacă tot de 2 ani, la fel ca Svetcu. Da, păi nu, că-s colegi de clasă. Adică... Da. Și chiar a jucat la București, chiar mi-a plăcut. A jucat, o tărie, a jucat foarte bine. Eu repet, îi cunosc pe copiii ăștia, îi cunosc personal, nu... E vorba să se dispute și la nivel de 18 ani un campionat mondial de fete și acolo se pare că va participa acolo. La anul poate să joace și la seniori. E criza asta de la fete. Anul, când face 15 ani, poate să joace la seniori. E criza, da, asta de fete. De ce cauză că o jucătoare din Miercurea Ciucă, care avea 38 de ani, el l-a îndepărtat-o, nu mai făcea față. Ei, și majoritatea jucătoarelor din Miercurea Ciucă grevă și nu s-au mai prezentat la lotul național. Și el acum... Dar de ce grevă? Ce... Că o cheme și pe colega lor de 38 de ani la lotul național, că nu vine ea, nu mai vine celelalte. Am înțeles. Foarte interesantă. Da. Foarte interesantă. Da. Și... Ei sunt copii, sunt... Și asta, Rizac e pe o cale bună, din nou. Petrovici ăștia amândoi. Copii muncitori sunt... Eu vă spun, iar mă întorc și iar repet treaba asta cu pregătirea pe iați. Pentru că la nivelul, începând de la 11-12 ani, ei atunci acumulează pregătirea tehnică. Cu tactica te duci mai târziu, ca să-i așezi în teren, este mult mai ușor. Dar dacă ei au niște deprinderi greșite de la început, în ceea ce privește patinajul și mânuirea crosei, e greu ca să-i corectezi pe parcurs. Asta ne lipsește. Domnul Constantin, domnul Vasileu, poate noastră, nu poate, ați prins alte perioade, cel puțin noastră, domnul Constantin, îți spuneați de 6 luni de gheață pe an, gheață naturală. Natural. Adică discutăm de cu totul și cu totul altceva. Dar eu îndrăznesc să cred că
dintr-o anumită perspectivă, faptul că avem situația specifică până la urmă la Suceava, nici nu o să avem cum să facem o selecție extraordinar de bună. Sau aici practic discutăm și de niște copii care ai căror părinți au avut posibilitatea să-i aducă aici în zonă. Păi îmi spuneați și în pauză de publicitate că patinoarul a acoperit de la Cârța, da? Într-un sat sau ce acolo? Da, da, sat. Păi vă dați seama noastră că vrei nu vrei, copilul ăla are posibilitatea, sau dacă e într-adevăr un copil foarte talentat, are posibilitatea să intre pe gheață, să-l descoperiți. S-ar putea să fie foarte mulți copii pe care niciodată să nu o să puteți să-i descoperiți, pentru că niciodată n-au intrat măcar pe gheață. Da, corect. Asta o dată. Doi, ce să mai discutăm de partea asta, că știm foarte bine că numai cu talent nu prea, bă, nu prea, nu iese aproape. Talentele, nimic, dacă nu muncești, se pierd. Da, fără muncă, da, sau nu, munca e cea mai importantă, da, în ecuația asta a sportului. Muncim 3 luni pe an, nu prea merge. Ca așa, ca și propunere, v-aș zice, doamne, mergeți un pic pe patinoarul de la Fălticeni. Eu vreau să mai vă spun un lucru, domnul Cocoș. Deci, marea diferență între patinoarele acoperite și descoperite se vede clar. Eu mi-aduc aminte, și Cătălin știe de treaba asta, aduți aminte că la juniori 1 existau 12 echipe. Da. Acum suntem 6. Ei, dar la început de campionat se făcea un turneu de calificare. 3 patinoare acoperite aici, 3 patinoare aici, 3 descoperite aici, în funcție de clasamentul care se făcea atunci la turneul ăla de calificare. Se făcea două grupe. Deci din cauza asta nu mai era diferența asta de 26 de goluri. Suntem singurul patinoar descoperit care participăm în competiții. Altcineva nu mai este după noi. Da, acum stăteam. Mi-e rușine și mie, credeți că și noi ne simțim bine când... Bun. Dar asta este valoarea. Cât am căutat noi să aducem ceva, nu poți să îmbunătățești cu altceva. Nu, viața. Eu mă gândeam și la următorul lucru, pentru că odată un patinoar acoperit pe... La nivel de logică, da? Deci avem zona centrului României, unde clar acolo e și investiția guvernului maghiar, da? Repet, de 2 ani, ceea ce s-a construit tot e construit de România noastră. Bun, dar noi am construit infrastructura și ei vin acum și culeagă chișleacul de pe, da, sau cum, Smântâna. Da? Avem o situație acolo și din punctul meu de vedere e cam scăpată de sub control. Nu mai e ce să mai faci. Singura logică care ar mai, sau singurul lucru pe care ai mai putea să-l mai faci ar fi să-ți creezi câteva centre zonale în care să dolarizezi valorile, da? Iar mai apoi să poți să opui o concurență. Și odată create aceste centre zonale, creată și infrastructura, automat, într-un orizont de timp nu știu de care, poți concura cu respectiva zonă și, de ce nu, poți ridica nivelul. Dar mă gândeam așa, cam ce ar fi dacă am avea un patinoar acoperit aici în zonă. Care patinoar acoperit, nu vă supărați, ar putea polariza copiii din Botoșani, copiii din zona de munte la noi, Rădăuți, Vatradornic, au avut secții de hockey. Budapesta are o patinoare acoperită. Bucureștiul nu are un patinoar acoperit pe care să se dispute competiții. Ca să fie omologat pentru competiții, vorbim și de un campionat mondial, european, pentru divizia A, pentru... Avem pentru film. Ok. Bun, hai să considere cineva că facem o întreagă lamentare, dar trebuie să o spunem că se poate clar, patinoarul acoperit ar însemna până la urmă un... nu un avantaj, că mă gândesc că patinoarul acoperit n-ar fi exclusiv pentru echipa de hockey. Bineînțeles, toată lumea ar beneficia de condiții mai bune și publicul și orice. S-ar putea ține și alte competiții să dispute pe un patinoar acoperit. Poți să faci gale de box, lupte. Cu alte cuvinte, nu, se poate face și pe varianta de multifuncțional, da, ca sigur, să spunem așa. Da. Dacă trimiteam noi fotografii cu patinoarul nostru, vedeau norvegenii la noi.
Făceau cu anii 50. Pentru filmarea la Ice Age. Anii... Da. Filmare, anii, o sportivă din anii 50. Eu mă gândeam că pentru Ice Age partea a șasea, nu? Sau cât... Pentru o sportivă din anii 50. 50. Da. Bun, haideți să încheiem, să ne apropiem și de finalul acestei emisiuni, să vedem care sunt etapele care urmează sau practic ce urmează, că repet, de mâine se deschide patinoarul din Suceava, practic. Păi datorită acestui fapt, toate echipele care au jucat în deplasare trebuie să jucăm și acasă. Deci noi le concentrăm pe luna decembrie, ianuarie și februarie, cam așa se întind. Cam două meciuri o să fie în ianuarie, nu pot să dau date exacte, am aici niște date, dar poate se mai modifică ceva, se pot modifica după aia. Dar cam în principiu, cam în ianuarie și februarie avem toate meciurile. Prima etapă în ianuarie, 5 ianuarie. Chiar prima etapă ar fi pe 6 și 7, da, de adevăr, cu Dunărea Galați, după aia ar fi pe 27-28 cu Miercurea Ciuc, trebuia să nu spun. După care vă chem în februarie, pe 10 și 11 avem cu Steaua. Și sper, am un mare, nu spun nimic acum, dar... Poate da, rezultatele care s-au obținut mai aproape cu... Chiar aș vrea să poate reușesc să fac o fază frumoasă, după care la sfârșitul lunii februarie am avea cu Cârța, cu echipa celebră. Dar noi mai avem de jucat în deplasare, nu? Mai avem o restanță și încă o etapă normal, da. Deci sunt 5 echipe. Sunt 6 echipe, noi cu 5 echipe jucăm. 6 echipe total cu tot cu noi. Deci pe toți să-i vedem și acasă, pe toți ăștia. Chiar, cine să, Miercurea Ciuc, Dunărea Galați, Gheorgheni, Steaua și Cârța. Bun, în afară de asta, din câte știu eu, în fiecare an avem și memorialul Ștefan Tomovici. De asemenea, tot în fiecare an încercați să mai acoperiți. Pentru că, până la urmă, trebuie să o spunem pe aia dreaptă, în ceea ce înseamnă hockey-ul, așa cum a fost istoria noastră, nu de foarte mulți ani, dar oricum câțiva ani am contat chiar la nivel național ca și sport. Cred că este cazul să spunem că și vom păstra tradiția, nu? Nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm. Dacă am început... Nu, facem, nu, deci, da. Ei, memorialul, dar toată lumea ne întreabă, mai ales foștii, așa, e un apel, ca să vedem câți am mai rămas. Da, pe această cale aș vrea să mulțumim conducerii clubului CSM, primăriei care ne ajută financiar, că altfel n-am putea exista. Suntem susținuți chiar și de federație, ne mai atinge cu ce pot și ei. Că nici ei, fiind o federație care nu participăm la Olimpiadă, bugetul este mai restrâns. Că din 82 n-am mai participat la Olimpiadă. Atunci a fost ultima Olimpiadă de iarnă, nu ne-am participat. Mai sunt și sponsori? Mai găsim și oameni de bine care ne mai ajută. Sunt alături de noi. Nu sunt puțin, dar... Nu sunt nici mulți, ca să spunem așa. Nici legea sponsorizării. Niciodată nu sunt mulți. Clar, nu se știe, dar găsim oameni care sunt în mijlocul nostru acolo și simte că e nevoie și atunci haideți mai băieți să mai facem un efort. Oricum, față de anii precedenți, am văzut de la an la an câte ceva în plus la patinoar. Cu alte cuvinte, nu a fost dat la o parte. Bacu vreo cât 7 sau 8 ani de zile, dacă nu mai bine, instalație nouă de gheață. Foarte performant. De un an sau de doi avem rolbă. De al doilea an, da. E al doilea an de când avem rolbă. Aici ne-a ajutat federația foarte mult cu această mașină. Trebuie să-i mulțumim secretarului federal Hălău, că el tot timpul este cu zona asta, ține cu noi. Încetul cu încetul cu vestiarele sau... Domnul Cocoș, dumneavoastră știți că dacă ăștia nici n-ar... la nivel de juniori, dacă vor, nici nu vin să joace aici. Mantinela este de lemn. Acum nu le dă voie să joace cu mantinela aia care se amortizează când îți dă bodicic. Nu îți dă voie. La nivel de senior nu dă voie să joace dacă n-ai mantinele de aia. Și ai 120.000 de euro. Am înțeles. Da. Noi să zicem mersi că ne lasă să jucăm așa cum să discutăm meciurile acasă. Să le... Deci, Doamne ferește, la mantinela asta să lovească un copil, nu la hockey, la public. Să văd cine răspunde. Deci este crimă mantinela aia.
Zăi cine răspunde la o treabă din asta, că e periculoasă tare, dacă... Am înțeles. Sunt care nu se închid, stă deschisă ușa, da. Intră dacă a intrat un copil acolo și lupi ceva, nu știu, este foarte periculoasă. Copiii nu-și dau seama, nu văd, dar mai sar cuile, dând atâta cu pucul de mantinelă, cu nu, nu mă refer și... la hochiști, hochiștii sunt ferați, că se izbesc, că au protecție, nu mă refer la, deci au cât de cât apărători, ei se mai izbesc, că mantinelă, deci, nu e problemă. Cuvinte, atenție, pentru public, atenție mare, la public. Atenție, păi, atenție foarte mare. Stați așa că mantinela aia e de când eram eu mic. Da. Acum... slavă Domnului, accidentări s-au mai petrecut și când eram eu mic, și da, până la urmă nu s-au întâmplat tragedii. Tragedii ca să, nu, ca nu, să spun. Sperăm. Dar și eu sper nici să nu se întâmple. Dar e aceeași mantinelă. Dacă așa, da, aceeași mantinelă, am jucat și eu. Mantinelă pe care, deci tot nu aveam alcool înțeleg, eu, da. Eu înțeleg că ba da, aveți alcool. Da, da, da. dar din punctul ăsta de vedere, normativele s-au schimbat extraordinar de mult și din păcate, cum spuneți, anii 50. Și la regulament s-a mai umblat. Bine, a crescut foarte mult, a crescut viteza foarte tare. A dispărut linia de centru, nu mai este pasul ăla la două linia de centru e pusă în oasă orizativ. Deci mai este pomanagii la linia roșie. Am înțeles. Domnilor, un cuvânt de încheiere, vă rog. Domnul Vasiliu. Eu aștept copiii la, dacă tot deschidem patinoarul, de pe 28, la orele 8, 20, scuze, așteptăm copiii. Nu necesită costuri suplimentare sau toată lumea întreabă cât mă costă. Nu costă, este pe CSM Suceava, nu costă absolut nimic. Important e să vină. Important e să vină, așteptăm 7, 8 ani, 9 ani. 6 ani și mai mici. 6 ani, chiar după 5, când mergi după 5. Și fete și băieți poate să vină. Că... Cât mai multe fete chiar. Că... Sunt mai liniștite, mai... Aia trebuie să fie liniștit în sensul disciplinii și astea, dar pe gheață trebuie să fie mai băiețoase. Avem acolo câteva fătuci. Domnul Constantin? De același lucru. Suntem în faza selecției care trebuie să adunăm anul ăsta mulți copilași care să ne formăm o nouă grupă de copilași pentru că am rămas un pic, suntem descoperiți în spate. Sperăm să vină copiii cu drag. Domnul Cătălin a spus că nu necesită cheltuieli. Patine avem, noi... Aveți și numere de telefon lăsate, poate cineva vrea, avem pe da, avem vestiar afiș un afiș. Da. Sunt două numere de telefon, unul al meu, unul al domnului Curelaru, fără ce problemă, așteptăm. Deranjați-ne cât mai multe telefoane. Și vrem să fim deranjați cât mai mult. Da, cât mai e mult. E lucru mare. Dați-mi bip, sun eu. Sau când pensia? Cum e? Pensia e în martie, dar nu mă las. Nu mă dau. Am înțeles. Eu sper și în primul rând nu-l las eu pe Cătălina da, acum. Da, da. Eu caut un ceas acum să cumpăr, poate mă vergeră să-i cumpăr ceasul de pensionare. Domnilor, vă mulțumesc tare mult și vă dacă vreți, dau eu o firmă. Eu care... vă doresc mult succes. Vă mulțumim. Cu dragul când mereu ați fost și alături de noi ca să... Și noi pe bună dreptate, pentru că eu consider că fiind și crescute lângă patinoar, consider că hockey-ul, sportul de pe gheață merită atenție din copiii să călezi, mai ales ăștia mici. Sport frumos. E altceva, vorba noastră, ăștia nu răcesc chiar. Da, nu răcesc. Da. Altceva. Viteză. Stimați telespectatori, atât pentru această ediție a emisiunii noastre. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.